Bună dimineața! E bine, revin cu surpriza. Perdeluca cerută. Săptămâna asta sau săptămâna trecută, nu mai țin minte, că zboară efectiv zilele astea. Aici, în imagine, e o perdeluță scurtă. La cererea voastră o să caut și perdeluțe lungi. Deocamdată ăsta e un model care mi se pare foarte elegant. Se poate băga pe nuielușă, pe bară, cum s-ar spune. Se poate pune și pe șină, dacă e până acolo. Ocazia asta, eu o să încerc niște o croșetă nouă. Asta e interschimbabilă. Poate de pe Facebook, e la Oti Tricotescu, și pe cine interesează, o să iau 1,5, se desface de aici, da, și hai să pun acul în dreptul șurubului, plus minus, că nu știu de astea. Aici în capăt seamănă cu un pion. Bun. Le punem înapoi, frumos organizat. Da. Da, foarte drăguțe. Puteți să vă dați o captură de ecran. Asta e străvechea revistă de unde provine cel mai cunoscut, cea mai cunoscută față de masă de pe canalul meu. Începem cu modelul în sine are... Da, puiucule. Bineînțeles, o să realizez numai o mostră de referință cu voi pe 32 de ochiuri de lanț. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. O să schimb totuși aici, în partea asta alta. Că vine și cum ne agață. Așa. Și acum mai punem unghii aici și mai facem 4 ochiuri de lanț. Și în același loc vom mai face două piciorușe duble, adică cu două jeteuri. Și acum, practic, avem trei bucăți. Trei ochiuri de lanț. Și în următorul ochi de lanț mai facem trei piciorușe duble. Primul, al doilea, mare, mare fetiță, și al treilea. Și acum facem trei ochiuri de lanț și vom face semnul acesta. Care să facem în felul următor. Nici nu vreau să socotesc. Deci pur și simplu iau lănțișorul din făcut anterior și fac un picot acum de 3 ochiuri de lanț. Normal ar trebui să bag aici, dar vă spun eu că arată urât în primul ochi de lanț. Eu o să iau pe aici, până interior. Și o să fac un picior mic. Și are un aspect mai rotunjit.
Și iarăși 3 ochiuri de lanț. Acum, în al 15-lea și în al 16-lea ochi de lanț, vom face așa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hai să zicem că ăsta e al 15-lea. Iarăși vom face 3, oh my god, 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț și 3 piciorușe duble în următorul ochi de lanț. Da, puiucule, imediat. Și acum facem 5 ochiuri de lanț și sărim iarăși niște ochiuri de lanț, iarăși în al 15-lea și în al 16-lea trebuie să lucrăm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 și în al 16-lea. Și iarăși aici lucrăm 3 piciorușe duble, cam... Mi se pare că am greu să croșet asta la mână. Așa. Trei ochiuri de lanț. Și în următorul ochi de lanț, iarăși, trei picioare duble. Din câte puteți vedea, modelul merge de sus în jos. Deci în partea asta va fi introdus nu cum îi spune, tubul ăsta. Nuiaua. O să-i spun de acum nuiaua. Rândul al doilea, iarăși simplu. Normal, intrăm, întoarcem lucrul și facem câte un ochi, picior alunecat, pardon. Până ajungem aici în mijloc și de aici vom face 4 ochiuri de lanț. Eu am făcut un picior mic și 3 ochiuri de lanț, dar tot acolo ești. Și acum facem încă 2 picioare duble. Trei ochiuri de lanț și iarăși trei picioare duble. În același spațiu. Trebuie să mut fata. Acum facem trei ochiuri de lanț. Și trebuie să iar să realizăm picoul ăsta mai ciudat. Odată facem un picior mic, doar în rândul anterior. Nu avem treabă noi cu ăsta de jos, numai ăsta. Facem picoul de 3 ochiuri de lanț. Eu v-am zis, eu vă și arăt că nu arată foarte grozav dacă îl facem metoda lor. Că am făcut așa picou de unde chiar începe și, până la urmă, nu-i centrat deloc. Și atunci nu avem de ales, trebuie să gândim modelul și altfel decât spun ei. Eu o să bag aici în bridele astea de la piciorul mic, făcut mai înainte. Și acum facem 3 ochiuri de lanț. Și revenim cu modelul de bază, cu 3 picioare duble, 3 ochiuri de lanț și iarăși 3 picioare duble lucrate în același spațiu. Așa, să-mi trag un pic de ață.
Și aici iarăși facem 5 ochiuri de lanț. Pentru că aici avem deja picourile făcute anterior. Și iarăși aici în capăt avem cele 3 picioare duble, 3 ochiuri de lanț, picioare duble. Nu mai fac al treilea rând pentru că n-are rost, aceeași chestie, întoarcem lucru, facem câte un picior alunecat în fiecare punct, până ajungem în mijloc, la secvențele de ochi de lanț. Arată așa, până acum, hai să focalizăm. Acolo să focalizăm, da? Și fața asta de masă mai are partea a doua, cum ar veni. Realizăm perdeaua în lungime, bine, așa nu arată mare lucru, că Alizeu Diva, în general, e ușor mai bățos după ce îl croșetez. Trebuie, dacă îi dai un călcător ușor peste... Să moaie foarte tare materialul și arată altfel, arată o altă ținută. În partea de jos, din câte vedeți și în imagine, are niște floricele. Și floricelele astea se tratează foarte ușor. Deci oricum întorci lucrul invers, cu sus în jos, cum arată în imagine. Vă arăt așa repede floricica, care se face în felul următor. Am uitat să vă arăt mai îndeaproape modelul și să mai dau o explicație suplimentară, că de la rândul 3 încolo, picoturile vor fi făcute alternativ. Dacă am avut în rândul anterior un picot, facem doar 5 ochiuri de lanț și unde n-am avut, vom face 3 ochiuri de lanț, picou acela special, de care ne prindem de rândul anterior, strict de rândul anterior, nu luăm 2-3 rânduri, numai 1. Și iarăși 3 ochiuri de lanț. Cam asta trebuie să adaug neapărat până nu porni cu floricica. Facem pentru început 8 ochiuri de lanț pe care le unim în cerc. 6, 7, 8. Le unim în cerc. Și mai facem încă 8 ochiuri de lanț. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Îmi dau deoparte un pic hârtia asta că se interferează cu focalizarea camerei. De acum mai trebuie să facem încă 5 picioare mari în cerc. Al următor. Picior mare, 4 ochiuri de lanț. Picior mare, 4 ochiuri de lanț, picior mare, 4 ochiuri de lanț. În total trebuie să avem 6. Cu partea asta o să țină loc de picior mare. 1, 2, 3, 4. Mai facem pe al cincilea. Picior mare și 4 ochiuri de lanț, 2, 4, 5 și încă una și iarăși 4 ochiuri de lanț.
Deci trebuie să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corect. Și acum ne prindem cam pe la al treilea sau al patrulea obilanță, să vedem cum stă mai bine firul. Și venim cu un picior alunecat. Și acum, țineți-vă bine. 5 ochiuri de lanț. Și facem piciorușe cu 3 jeteuri. N-am mai prins de mult cu 3 jeteuri. Dar vom avea aici 4 picioare. Nu le lucrați încă în complet. Și cu cele 5 ochiuri de lanț care s-au făcut la început, care țin loc de picior triplu, o să fie 5 bucăți în total. Până am 4. Și acum ăsta e al 5-lea. Și abia acum le lucrăm toate împreună. Așa trebuie să arate. Și acum facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ochiuri de lanț. Tocmai am învățat să număr până la 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Bun. Facem și aici în următoarea arcadă aceeași chestie. 5 piciorușe triple lucrate împreună. Și 15 ochiuri de lanț. Bun, ne vedem în rândul următor. Și acum urmează o parte ușor mai interesantă la modelul ăsta. Mergem cu un picior alunecat. Un lănțișorul ăsta, nu care avea o importanță cam unde atrizezi, faci 3 ochiuri de lanț. Și acum pe lănțișorul ăsta faci 20 de picioare mici. Și acum trebuie să vă atrag atenția că cu acest rând ne putem atașa de restul de perdea, atât îmi vine să-i zic, față de masă. Nu că nu s-ar putea face și în față de masă din asta. Precum și alte modele din care poți să faci liniștit perdeale. Bun, facem pentru început cele 10 piciorușe mici. Puteam 2, 4, nu văd, 2, 4, 6, 8, 9 și cu ăsta o să fie al 10-lea. Și când vrem să ne unim cu perdeaua, te rog, focalizează. Deci ăsta trebuie să meargă cu sus în jos, da? Și unde avem piciorușele triple, ne atașăm aici, în felul următor. Vă arăt varianta simplificată, că nu să fac toată fața de perdeaua pentru că nu mi-o trebuie. Fac pentru început 3 ochiuri de lanț. Mă atașez aici. Și mai fac 3 ochiuri de lanț. Și acum mă duc în continuare cu 10 piciorușe mici. Observați faptul că floricica asta are 6 colțuri. Deci o să ne prindem exact unde ne trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. 2, 4, 5, 6, 7, 8, du-te ghemule mai jos, 8, 9 și 10. Ne putem duce în arcada următoare
Hai să simulăm și aici o prindere. Una. Două. Facem cele 10 picioare mari. 3. 4. 5. 6. E 6 am zis. 6. 7. 8. 9. 10. Facem cele 3 ochiuri de lanț și ne atașăm iarăși de corpul perdelei. Focalizează-te, rog. Așa. Deci trebuie să ne prindem aici. M-am încălcit un pic. Așa. Așa, băgăm pe aici. Mai ușor mie. Așa. Și mai facem 3 ochiuri de lanț. Și revenim în arcada asta cu 10 picioare mici. A, pentru început eu îmi place să le pun pe masă ca să văd că lucrez drept, să nu răsucesc materialul. Și apoi îl iei pe croșetă în sus, cum ar veni să poți, dacă ai identificat locul care urmează. Și apoi bag pe dedesubt arcul. 2, 4, 6, 7. Încă o dată. 2, 4, 6, 8, 9, ce-mi place că împățesc din asta, 9, 10. Și dacă nu mai avem să ne atașăm, aici vom face pur și simplu, 20 de piciorușe mari, fără nimic altceva. Bineînțeles că model aveți în vedere faptul că avem o floricică prinsă doar într-un punct în capăt. Eu am făcut pentru exemplificare ca să vedeți și dumneavoastră. Dar până la urmă și dumneavoastră decideți cum o să atașați. Că dar nu e bătut în cuie. Gata, așa spune revista, așa trebuie să-l faci. Putem să ne și adaptăm. Și o să fie de amun înainte motoul canalului meu. Ne descurcăm cu ce avem. Așa. Câte am? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Bun, n-are rost să mai... Eu nu o să lucrez perdeaua asta, pentru că am altceva în lucru. Gen, am o rochiță la fată începută, am un covor început, nici până în ziua de astăzi nu l-am terminat. Am încă o față de masă începută, mai vreau să încep o față de masă, pentru că fața aia de masă o lucrez seara și asta vreau să o lucrez ziua. Vai, deci ce nu am început? Dacă mai vreți modele de perdeluțe, dați un semn, eu sunt aici, cât în măsura timpului disponibil o să revin și cu un răspuns. Bineînțeles, cine au cerut pentru mașina de tricotat, din păcate locația, v-am mai zis, locația nu e a noastră, unde e mașina de tricotat e frig
Anul trecut n-am filmat deloc pentru că am fost rămasă gravidă, păcând, am fost cald, am avut burta prea mare ca să ajung la mașina de tricotat, pur și simplu stăteam la o distanță de kilometri. Și bineînțeles, acum dacă am născut, iarăși nu m-am putut duce că e frig. Și și acum, în aprilie, e un frig, e numai noaptea, e cu minusuri. Nu, asta e. Da, ce face? Așa că un pic de răbdare, că ne întoarcem și la mașina de tricotat. Dar până acolo ne descurcăm cu ce avem. Și sper că v-a plăcut ce v-am prezentat astăzi și ne întâlnim mâine. Spor bun!